Comuna Berio, cu o populație de peste 3.000 de locuitori, este una dintre așezările rurale mari ale județului Hunedoara. Astfel nu este de mirare că pe raza comunei funcționează 4 unități de învățământ care asigură condiții normale pentru desfășurarea procesului didactic. Școlile sunt dotate cu centrale termice, avem ocolul silvic privat care ne asigură lemne pentru încălzire, lemnele pentru centrale sunt aduse cu ani în urmă, lăsate să se usuce, tăiate, crăpate. Avem școala generală a Beriu care are 2 centrale, funcționează în regulă, la Căstău la grăiniță la fel centrală, la Sibișel la grăiniță la fel centrală, la Orăștioara la fel. Acolo nu avem centrală termică, avem sobe, dar este o singură clasă de grădiniță și avem lemnele asigurate. Din punctul ăsta de vedere nu-i problemă, nu e niciun fel de problemă. Avem 3 microbuze, 2 microbuze de 16 locuri și 1 microbuz de 8 locuri, care sunt folosite pentru adusul copiilor la școală. Din punctul ăsta de vedere, sunt niște lucruri normale, nu excelăm cu nimic, dar sunt lucruri normale. N-am avut din punctul ăsta de vedere probleme, nici pe timp de iarnă, nici pe timp de vară. Mai mult, școala din centrul de comună, una cu clase 0-8, este cotată ca o unitate bună, dovadă stând și rezultatele obținute de absolvenții acesteia. Școala de la Beriu este o școală care este fruntașă în fiecare an. Chiar se pot lua statistici de la inspectorat. Nu este doar meritul meu, este meritul și a Consiliului Local, este și meritul doamnei director de la Școala Generală care s-a ocupat, a pus suflet. Noi chiar ne ocupăm de educație. Școala chiar este o școală bună. Dovada a fost și faptul că astă vară, când s-a dat examen de capacitate, toți cei care s-au prezentat la examen de capacitate au luat. Deci a fost procentul 100% din cei care s-au prezentat. Pentru că doamna director a avut puterea să le spună părinților celor care au terminat clasa 8-a și rezultatele au fost mai slăbuțe, să le spună copilul tău nu este de liceu, dar poți să-l dai la o școală profesională să înveți o meserie. Acum, mai nou, cine merge la școală profesională câștigă și niște bani, sunt niște burse. Invitat la emisiunea La subiect difuzată pe 1 TV Deva, Emil Băc, primarul comunei Hunedoara Beriu, a declarat că administrația locală dorește continuarea investițiilor în educație. În mod concret, se așteaptă alocarea sumei de 800.000 de euro, care, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, revine fiecarei comune pentru proiecte eligibile, iar acești bani vor fi direcționați în totalitate spre educație. Nu știu ce bani o să fie, ce o să primim prin acest PNRR. La ultima discuție pe care am avut-o, ni s-a spus că o să primim în jur de 800 de mii de euro de comună, bani care o să vină fără a fi nevoie să mai facem concurs de proiecte. Deci o să vină strict pe fiecare comună 800 de mii de euro și fiecare consiliu local să ia hotărârea să facă cu acești bani ce dorește din proiectele care sunt agreate prin PNRR, că nu poți să faci cu orice. Noi vrem să mergem cu toată suma pe educație. Asta însemnând punerea la punct a școlii din punct de vedere infrastructură, cu table inteligente, cu tot absolut ce înseamnă școală online, cu tablete pentru copii să aibă toată lumea, plus clădirea să fie modernizată după ultime standarde și inclusiv microbuze electric, pentru că se pot cumpăra și microbuze școlare, doar electrice și cu stații de încărcare acestor microbuze. Emil Deci Băc a asta a explicat fost de ce se dorește dorința folosirea acestor bani și a pentru mea și a școală, consiliului. dând exemplul persoanelor fără multă educație, care, din lipsă de cunoștință și de informație, refuză vaccinarea anticovid, lucru care a dus la numeroase decese. Acum avem aceste sume de bani pe care putem să le folosim, efectiv să le investim cu cap și să creăm condiții mult mai bune pentru elevi. Lumea evoluează, nu mai merge cu tabla cu arătătorul. Lumea evoluează, poate mult mai mult decât ne așteptam noi. Copiii trebuie de mii să fie pregătiți pentru ceea ce o să vină și inteligența artificială este printre noi și vrând nevrând pe aceste lucruri trebuie să învățăm copiii începând de acum. Noi vedem ce se întâmplă acum, teoria e una, practica e alta, dar se vede clar inclusiv cu ce se întâmplă acum cu vaccinarea.
Eu zic că tot ține de educație. Persoanele needucate, persoanele ușor influențabile sunt persoanele care refuză vaccinarea, nu au încredere în știință, nu au încredere în doctori și, din nefericire, tot astea sunt persoanele care mor. Deci nu mai vorbim aici de asta. Efectiv să moare. Emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Emil Bâc, primarul comunei Beriu, poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook 1 TV Deva, cât și pe canalul de YouTube al postului nostru de televiziune.